Bună seara și Hristos a mie. Îmi aminteam cu Părintele că acum vreo 15 ani am avut o conferință aici în Constanța, la Sala Mare, Casa de Cultură, și era plină. Mi-a zis Părintele că erau vreo 800 de oameni. Dar mi-a zis că acum asta este proporția participării astăzi, nu mai este ca înainte. Nimic nu mai e ca înainte. Din nefericire, și lucrurile nu s-au schimbat în bine. Nu vă spun că o perioadă am renunțat să mai țin astfel de cuvinte, de conferințe, pentru că m-am gândit că tot am vorbit, zic, s-a înțeles, mă gândesc, cât de rău ne pot face aceste mijloace moderne copiilor, tinerilor și chiar familiilor noastre. Petrecând, să zic, circulând mai mult în lume, am ajuns chiar undeva prin Seattle. Acolo sunt o sumă de mulți români lucrați la Microsoft în Seattle și acolo mi-a zis un cineva, domnule, mi-a folosit foarte mult, mi-a prins copiii fără televizor și sunt foarte bucuros că copiii mei sunt sănătoși. Și m-a zis, mă, uite că totuși a avut un efect. Dar știți cum e cu sămânța? Arunc sămânța și undeva cade cu un pământ bun la altul, zice, doamne, nu e chiar așa, haide să lăsăm, să facem un lucru mai bine. Și până la urmă vezi cum și-au distrus copiii, și-au distrus familie, și-au distrus viața. Iar nu vă spun că sunt puțin speriat și îngrijorat de ce se întâmplă cu noua generație. Foarte speriat și foarte îngrijorat, mai mult decât eram acum 15 ani, cu mult. Adică, prin 2002, când am început să cercetez efectele media și ale culturii acesteia, cultura media, că nu mai e o cultură, asupra dezvoltării minții, creierului, comportamentului, și așa mai departe. Am zis, mă, dacă m-am pus și spun asta la oameni ce concluzie am ajuns, o zic că sunt nebun. Nici mie nu venea să cred că lucrurile vor sta așa. Din nefericire, lucrurile stau cu mult mai rău decât imaginam atunci, decât am spus în cărțile mele. Cu mult mai rău. Adică erau lucruri pe care nu-mi imaginam că să le văd în viața asta, ci mă gândeam că poate cine știe. Dar să nu se ajungă până acolo. Numai ieri, la altă, îmi dă telefonul cineva din biserică și îmi spune că fetița de 9 ani a prins-o cu nu știu ce, sunt și copii în sală și atunci o să vorbesc puțin mai protejat. Și de unde să învețe? De la televizor, de la copii, de la școală. Lucruri pe care l-am mai, și măcar nu imaginam, să spun așa. Altul tot, alaltă, îmi dă telefon și îmi zice, mă, Vigilie, e dezastru aici în Timișoara. Foarte mulți copii, băieți, ajung la 14 ani la doctor că sunt impotenți. Când mi-a zis prima dată, am avut un șoc și am zis, cum adică? Dar de unde știe și care-i treaba? 14 ani. Și până am realizat că, într-adevăr, așa este. Că dacă încep onania la 8, 9, 10 ani, la 14 ani, pentru că nu s-a dezvoltat organismul cum trebuie, este epuizat. Și efectele s-ar putea să fie atât de grave, că ei să nu-și mai revină toată viața. Pentru că se distruge măduva, se distruge creierul. O să mai spun niște lucruri despre asta, dar mai încolo. Merg cu taxiul, acum vreo câteva luni de zile, taxiul, știți, mi-a trebuit să-mi spune, nepoată mi-a venit acasă și a zis, frate, mă, ea crede că e... și că se gândește că se orienteze către fete. S-a îmbolnăvit, frate, îmi zice. Nu mai trebuia nici mâncare, nici somn. Distrus. După vreo lună se întoarce și zice ea, să știi că cred că m-am înșelat. Nu, o să-mi fac un prieten. Și am avut un prieten și vreau, dai că să uite atunci ce fericit face. Nu mă interesează că nu-i momentul. Zice, domnule, măcar un prieten. Și uitați cum am un optimist dintr-un lucru care n-ar trebui să creeze. M-am dat două, trei exemple care, să zic, m-am întâlnit eu cu ele, nu ne circulăm dintre oameni așa de mult. Și două, trei, dar m-au zis foarte multe. Pentru că e o situație alarmantă. În școli, cu elevii, vezi, vrei să angajezi pe cineva, nu știi pe cine să angajezi, pentru că tinerii nu mai pot să muncească. Nu că nu vor, că spune ceva, nu vor să muncească. Nu, totul e pe creier. Nu pot să muncească. Creierul nu mai are sarcina asta deprinsă. Pentru că noi, în special, facem această eroare, această confuzie. Educația nu înseamnă școală. Școala te învață niște cunoștințe. Bine ar fi, și întotdeauna a fost așa, școala era și formatoare de caracter.
formatoare de moralitate. Astăzi nu mai este asta. Școala nu mai formează caractere. Din nefericire. Te învăța să rapsi, te învăța că până la colț aveai și niște pedepse. Deci școala avea un caracter formator. Și citeam în Eminescu, am câteva luni de zile, în volumele acelea mari, că te plângeai exact pe acest lucru. Încă din 1870, zicea, domne, școala trebuie să aibă definiție, o funcție morală și de formare a personalității și caracterului omului. Și nu cunoștințele. Cunoștințele vin, se uită, dar dincolo de asta, mediul școlii înseamnă ceva anume. Deci, nu știu, școala ca și biserica. Deci are un caracter, un alt caracter de, nu știu spun, de taină. De, e acolo, omul se formează, formează omul. În fericire, astăzi școala furnizează și nu cunoștințe, dar nici pare nu mai poate furniza, pentru că nu mai are cui să le furnizeze din ceea ce o să discutăm astăzi. Dacă îmi permiteți, adăugând și lipsa armatei, a stagiului militar, avem tabulul complet. Cu siguranță, armata era foarte importantă și eu spun totdeauna, tocmai pentru ceea ce vom prezenta puțin mai încolo. Deci, noua generație este cumva în criză și, nu știu, se vor mai scăpa, probabil se va scăpa unii. Dumnezeu știe cum va lucra, dar noi avem datoria să spunem adevărul și să împrăștiem adevărul în care credem, pentru că poate cineva se trezește. Eu, în principiu, acesta am mers în ultimii 20 de ani, 20 ceva de ani de când țin conferințe, să facem ce depinde de noi, restul Dumnezeu. Plec de la prima problemă pe care o văd eu în dezvoltarea copilului, este problema afectivității. Să nu ne amăgim, dar copiii sunt foarte afectați de impactul acesta al societății moderne, mediatice, de consum și cum o vreți. La nivelul acesta al răspunsului afectiv, ei au nevoie de foarte multă afectivitate. Vedeți-vă într-o societate tradițională că mama era foarte apropiată de copil și nu avea zeci de mii de gânduri și alte chestii. Și tatăl era totuși cu grija la copii. Animalele sunt, ele nu sunt foarte responsive la mișcările emoționale. Era o lume, mă spuneam prieteni zile trecute că și-au luat niște capre. E medic, s-a mutat pe lângă București, da, spre Tăjurul și și-au luat niște capre. Ce mai spune cu fetița asta mică pe care o, e așa de minunată când vede căprițele alea, că sunt vii, cum spunea Sfântul Paisie Ioritul. Că unul era când lucrai cu măverușul și altul este când lucrezi cu tractorul. Tractorul nu răspunde la impulsurile noastre emoționale, empatice. Animale sunt vii. Bun. În cazul este că copiii astăzi nu mai simt prezența aceea afectivității părinților ca un fel de bazin. Că efectiv e un bazin de siguranță. Bazin care în momentul lor intrarea în viață și le protejează și le stimulează prima dată și cel mai bine dezvoltarea minții, a creierului. S-au făcut experimente, țin minte că citeam acolo 20 de ani, pe copii care au trecut prin stresul despărțirii sau pentru un stres afectiv major și s-a constatat că creierul lor este până la 30% mai redus decât la un copil normal. Pe RMN. Deci pur și simplu RMN-uri făcute și s-a constatat că în medie copiii care sunt de orfelinate, nu pentru că ar fi handicapați, ci pentru că însăși stresul acela afectiv sau de lipsa afectivității le-a generat atrofii corticale. Mi s-a distrus creierul. Creierul are nevoie din primul impuls, zic eu, în viața omului este afectivitatea și până la sfârșit totuși afectivitatea are omului. Vestem și totuși nu de îngrijim copiii, nu suntem. Din punctul meu de vedere, cred că mintea noastră este mult mai împrăștiată. Suntem alipiți și griji cu altele de foarte multe lucruri și resursele noastre afective sunt mult mai mici ca în trecut. Deci e clar că este un deficit de afectivitate. La doilea rând sunt certurile între părinți, care duc de foarte mult la divorț. Eu am avut și un profesor odată, acum ceva ani, 30 de ani în urmă, și am constatat că copiii cu părinții divorțați aveau mai mare rată de probleme de atenție. Dar ce te faci într-o societate în care au rămas foarte puțin, care nu mai sunt divorțați, pentru că bărbații rămas sunt responsabili și părăsesc familia, de fapt că și-au luat bagajele și-au plecat, că ne refacem viața. Așa ceva nu exista pe vremea părinților noștri sau erau accidente. Astăzi am vrut să fie din nefericire și eu zic că este o problemă aceasta de responsabilitate pe care ar trebui să aibă bărbatul și ce spunea Domnul mai devreme, armata îl făcea mult mai responsabil.
Deci afectivitatea este primul lucru care îl face să pe copil să simtă că a venit într-o lume care este agresivă. Și atunci, la stres, la agresivitate, creierul îi va răspunde într-un fel specific. Pe urmă, sunt funcțiile acestea de atașament. Atașamentul poate fi securizant, evitant sau anxios. Dacă mama este permanent în preajma copilului, se simte că mediul este securizant, el este liniștit și va fi liniștit toată viața, având sentimentul că este cineva în spate care te apără. Sigur că putem mai aici în discuție, că totuși este mulți oameni, să zic, de-ai biserici aici. Faptul că într-o casă este rugăciune și prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o prezență reală, copilul simte iarăși pace în inimă. Dacă într-o casă este pornografie și este prezența celui rău, el nu se simte pace, ci din potrivă. O să tulburare, acea tulburare, acel stres, va avea impact asupra dezvoltării lui mentale, ulterioare. Pe care noi nici nu-l băgăm în seamă. Deci un copil e puțin irascibil. Păi irascibilitatea este răspunsul unei agresiuni. El e agresat. Nici nu știe de ce e agresat. Și poate nu-și dă seama nimeni de ce e agresat, dar poate fi agresat și de niște lucruri care sunt acolo. Și din nefericire sunt multe locuri în care lucrurile se întâmplă. Pe urmă, o să plec, nu știu dacă le iau în ordinea gravității, alimentația. Alimentația este din ce în ce mai bolnavă. Eu sunt speriat când văd ce mănâncă copiii. Bazată în primul rând pe dulciuri și pe carbohidrați rapizi, pentru că părinții trebuie să compenseze undeva lipsa lor, sau pentru că copilul este atras de aceste alimente, deci dă foarte mare excitație și, până la urmă, știți, cu cât un om are mai mare deficit de afectivitate și de realizare în viața lui, cu atât consumă mai mult, pentru că, da, este o supapă de siguranță, se știe lucrurile astea. Și s-ar putea să fie o legătură și aici. Însă acești carbohidrați rapizi duc foarte repede la depresie și anxietate pe studii. El lucrează cu axa aceasta hipotalamus pituitar adrenal și impactul lor este de a da dependență, că produc excitație, și pe baza dependenței apare stările de sevraș, de anxietate și mai departe. Dar nu e doar că se doar dar prohidrații rapizi. Este mâncarea de gen fast food, care nu aduce un plus de nutrienți, de care are nevoie copilul, vitamine, minerale, aminoacizi esențiale, ci pur și simplu este o încărcătură de materie proteică sau calorică, care are în spate niște amelioratori sau potențatori de gust. Acești potențatori de gust sunt ca niște droguri. Ei lucrează pe anumite receptori în creier și dau dependență. De aceea, în toate studiile se constată că astăzi că copiii preferă cașcavalul de proastă calitate brânzei cumpărate de la țăran, preferă Fanta, sucului de portocale natural, studii. Preferă lucruri care te gândești, mă, da, de ce? Pentru că asta e un potențator de gust și el nu mai răspunde la fel la gust. Îi se deformează gustul pe creier. Trebuie să aibă un impuls mai puternic care să aibă senzația că e ceva bun. Nu știu, se aude bine, nu se aude bine acolo în spate? Eu nu-mi dau seama, nu vreau să stăpânesc. De obicei eu nu vorbesc la microfon, dar a zis să nu vă stresez. Vin la mine cu tineri, tot mai mulți, cu probleme. Tineri înseamnă 18, 20, 24, 26 de ani, depresie, anxietate, din familii bune, fără să zic alți factori. Depresie, anxietate, atacuri de panică. Și imediat investighez ce mănânci și cum dormi. Și la mâncare, fast food, McDonald's, KFC. Bun, sunt motivele pentru care a ajuns el dependent. Problema este că aceste alimente, nu numai că nu ne oferă acea alimentație normală, distrug microbiomul. Noi avem în intestin cam 10 la 14 ani bacterii, cam de 10 ori mai multe celule corpului nostru și astea contribuie enorm la tot ce înseamnă procese de asimilare, de sinteză de vitamine. Serotonina, 80% se produce în intestin, dopamina 50%. Deci dacă acolo se face o disbioză și nu mai sunt bacterii respective, se distrug, nu mai e serotonina suficientă și normal că ei nu se face depresie. Atacuri de panică.
Sunt copii din familii bune care au ajuns la București, s-au despărțit de părinți și mănâncă prostioare pentru că sunt ieftine, umplu repede stomacelul și le și la modă. Și au și gust bun, că bagă în ei potențatori, industria chimică, chimie alimentară. Bagă în ei potențatori respectiv și ce bun este. Gustul gură este bun, burta mea este plină, Deus neputincios și în perspectivă sunt un om incapabil să fac ceva pentru că am probleme mari cu oboseală cronică, cu atacurile, cu anxietățile care ajung să consolideze în subconștient orgolic și non-bolnav și prin creier se acționează pe nervul vag și te îmbolnăvește și mai rău. Și cu cât acționezi mai tare pe nervul vag, pe stres, pe nu știu ce, intestinul funcționează și mai rău. La fel și colicistul și mai departe, toate sunt legate. Și apar și cercuri vicioase din care omul trec banii și el nu mai vede sănătatea. Ce domnule, nu știu ce am. Pe zi la salate mănânci, ceapă, usturoi, când spui la ceapă și usturoi la așa din noua generație, zici că sunt ca la rău, că fuge de usturoi. Deci pe cuvânt, îi vând o dată așa pe sară, într-o parte, zice, usturoi? Da, usturoi. Și nu poți, că miroși. Și nu ai cum să nu miroși, dar până la urmă, mănânc seara, zice, am, nu, numai vineri seara, că sâmbătă, nu ieșim și... Și da, o să fie un bolnav, pentru că primele trei locuri la prebiotice, deci hrana bacteriilor, este prasul, ceapa, usturoiul. Primele trei locuri, patru, astea sunt. De aceea, țăranii noștri au crescut cu ceapă și usturoi și pras de când e lume. Dar astăzi tinerii nu, este periculos usturoiul, că alungă ducurile. Nici mi-am uitat asta cam plan, da. Ideea este care că îi spun că mi-a dumneavoastră mănânci apă, dar mănânc. Dar unde o mănânci? În mâncare așa, mâncare, pe fiartă, nu are nicio valoare. Fibrele trebuie crude. Eu vă spun așa, numai dacă plecați pe acest gând de aici de la conferință și aș fi mulțumit, să creșteți cu 30% cantitatea de alimente crude și o să-ți vedeți cu o creștere cu cel puțin 50% la stare de sănătate. Garantez. Pentru că toți suntem lipsiți de hrana bacteriilor. 10 la 14 bacterii este 10 ori mai mult decât celulele din corpul nostru. Alea lucrează pentru noi. Dacă le facem dușmace, dacă nu mănâncă ce nu au ce mânca, se mănâncă între ele. Se canibalizează și ne distrug și mucoasa intestinală, adică ne canibalizează și în condițiile în care se distruge mucoasa, trec din intestin tot felul de resturi de bacterii în sângele nostru și facem inflamație și ne dor articulațiile și facem intoleranță la gluten, intoleranță la nu știu ce, Hashimoto, femeile, că e la modă, 60% au trebuit Hashimoto, și așa mai departe. Și de fapt este de la intestin. Majoritatea problemelor imune au origine în intestin. Asta descoperă astăzi, e descoperire de ultimii două decenii, trei, pentru că secvențierea de noua generație poate arăta că există materie ADN din bacterii în sângele nostru. Și descoperă și ce bacterii ai în intestin și cum ar trebui să fie. Până recent se credea că sângele nostru este steril. E bine, nu este steril. Sunt o mulțime de bacterii. Dar sunt bacterii bune și altele care sunt mai puțin bune. Se constată că diferența între un om sănătos și un bolnav de cancer este tipul de bacterii care sunt. Nu faptul că ar fi sau n-ar fi bacterii. Sunt. Mama când alăptează, și e important asta, pentru că se constată că fumatul în sarcină. Nu mi-am propus să vă zic asta, dar vă zic. Fumatul în sarcină. Alimentația mamei lipsită de prebiotice, adică de fibre, alimente crude, face ca lipsa nașterea prin cezarian, face ca la naștere copilul să aibă o floră foarte săracă, care va afecta toată viața organismului. Și dacă mai are și lipsa alăptării, pentru că prin lapte mama fertilizează bacterii copilului, el ajunge să plece în viață cu o resursă de bacterii foarte scăzută, care îi va face să fie sensibil la boli, imunitate scăzută, inflamații și așa mai departe. Și dar de unde? Păi de aici sunt. Și dacă nu lasă copilii mai face vaccinuri, toate vaccinurile sau măcar o parte, și mai și băiat, deci are o sensibilitate genetică la vaccinuri, crește probabilitatea de a apărea un răspuns inflamator la nivel cerebral, care se ducă în multe cazuri la autism. Avem în România 1 din 50 de copii cu autism.
În anii 85, 1985, în America era 1 la 5.000. Astăzi, în America, e 1 la 30. Dacă ne uităm la fiecare 5 ani, 10 ani, cum crește numărul de copii cu autism la populație, o să vă dați seama că în curând vor fi 1 la 10, 1 la 6, adică într-o clasă, fiecare clasă, vor fi 2-3 copii cu autism. Și aceste chestiuni foarte gravă. Foarte grav, nu grav. Eu sunt chiar speriat. Și, bine, nu sunt toți autiști. Sunt unii care au probleme de atenție pentru că creierul poate fi afectat într-o măsură mai mică sau mai mare. În funcție de această combinație. Microbiom, inflamație, vaccinul care produce un răspuns imun puternic, proteine respective și de multe ori sunt trivalent, pentavalent, hexavalent, adică 3, 5, 6 vaccinuri într-unul singur. Noi în viața asta nu numărăm niciodată de 3 boli odată. Nu faci 3 viroze odată, diferite, sau 3 boli infecțioase. Noi facem una singură și organismul își poate dezvolta acea imunitate adaptivă și se adaptează și dă un răspuns cu memorie și așa mai departe. Pe când acum, căci noi și noi ne-am vaccinat când eram mici, dar unul, era vaccinul făcut de la Cantacuzino sub control militar, pentru că era siguranța națională, acum nu știu de unde vin. Doi, făceam câte unul. Și nu aveam atâtea vaccinuri. S-a constatat într-un spital în Anglia, pe 300 de femei cu cancer, le-au comparat cu 300 de femei din acea spital care nu aveau cancer. Diferența dintre ele era care nu aveau cancer, făcuseră cu 58% mai multe boli ale copilăriei decât cele care aveau cancer. Constatarea este, și s-a făcut mai multe studii, că bolile copilăriei ne protejează de boli grave în viața noastră, cum ar fi cancerul. Adică prefer să am un pojar și să nu fac cancer. Înțelegeți? Eu când eram mine, și când am făcut toate. Toate, când spun toate, toate. Dar nu, n-am făcut scarlatina, dar nici nu era. A făcut-o fratele, în rest am făcut toate. Dar și era atunci, nu era o tragedie. Mai ales dacă erai, aveai imunitate bună, o duceai. Dar și alimentația era bună la oameni. Și afectivitatea părinților era. Și mediile erau mult mai liniștite. Adică nu aveai toți stimulii ăștia care te nebunesc de cap. Însă eu vă spun așa, că face impresia că ne îndreptăm pentru o societate cu foarte mulți copii cu autism sau cu probleme mentale. Și mai zile trecute am făcut lansare de carte despre eutanasie. Cred că eutanasia va fi punctul, terminus la care vor fi conduși foarte mulți din cei care vor avea problemele acestea. O altă problemă care nu pare așa importantă, dar care cred eu că este esențial în dezvoltarea copilului, este faptul că copiii astăzi au aproape orice își doresc. Și asta este o problemă. Spune, domnule, cum poate fi o problemă când părintele se luptă, se acordeze copilului toate cele pe care noi nu le-am avut? Da, e o problemă mare. Pentru că din punct de vedere neuropsihologic, organic, numai deficitul, lipsa, te face să te lupți. Și din punct de vedere neurologic îți dezvoltă motivația că vrei să obții ceva și din punct de vedere organic îți se întărește trupul în lupta pentru a obține ceva. Așa este legea naturii. Copiii de astăzi, mă uit și la ai mei, stau la masă, n-ai mei copii, nu am nepoți așa. Doamne, au tot ce vrei vor pe masă, nu vreau ce nu mănâncă mai nimic. Păi nu ne băteam pe mâncare, la propriu, nu la figurat, adică exista un diferent acolo, dacă eram doi. Dar dacă mănâncă unul mai mult, e o problemă decât celălalt. Nu aveam chestiile astea de dăruire, dar din păcate. Da. În fine, dar copiii astăzi au prea multe lucruri și nu se dezvoltă normal. Pentru că nu trebuie organismul să lupte. Nici măcar frigul nu întâmpină, nici măcar foamea, nici măcar o dată. Și doar niciodată ai suferit toată treaba, ai suferit o dată de frig, nu? De foame, nu? Așa mai departe. Deci, e o problemă mare asta. Și îmi dau seama că e greu de traversat, e greu de depășit pentru familii, pentru că familia încearcă, într-adevăr, să aducă copilul tot ce are nevoie, face un sacrificiu. Dar trebuie să te gândim că nu, asta s-ar putea să fie cel mai bun lucru pentru el. Adică ar trebui să-i mai lipsească niște lucruri ca să învețe valoarea lucrurilor și să își dezvolte motivația. Există un exemplu cu copacii.
nu știu dacă știți, dar tăietorii de lemne taie lemnele de pe copacii, de pe înălțime și folosesc ei lemnul sau cei la care se apropiați, care e un lemn care are o fibră foarte bună, bate vântul și își dezvoltă și rădăcinile și fibra. Copacii de pe văi n-au nici rădăcini, nici fibră bună, pentru că ei nu au fost încercați. E o chestie logică. Așa și cu copiii. Cu cât sunt mai încercați, cu atâta vor fi mai, vor răzbate mai ușor în viață, pentru că e ca la orice lucru. Dacă te antrenezi într-un sport, orice, las box, dacă ești neantrenat, te dărâmă. Deci trebuie să te antrenezi. Cu ce se antrenezi? Spune, să nu se îmbolnăvească Domnul, mai văzut să se îmbolnăvească Domnul. Că și asta e experiența de viață. Să nu sufere. Lasă lumea să mai și sufere, să vadă cum este. Să nu se suie în copac, o să cadă. Domnule, poate că o să cadă, dar poate că nu o să cadă. Și dacă o să cadă, o să învețe data viitoare cum să se miște în copac. Că și noi ne suiam și cădeam și ne ridicam și așa mai departe. Și când vorbim în picior, orice experiență, că vorbim de experiență, este esențială pentru a se forma omul om. Dacă nu are experiențe care să încerce încerce lui și răbdarea, și atenția, și așa, nu o să și ne dezvolte. O mare problemă este astăzi cu identitate. Și identitatea se dobândește tot prin experiențe. Adică ai niște experiențe specifice și ți-ai dezvoltat un comportament, o identitate. În cazul este, totdeauna, în niște contexte se dezvoltă identitate. Sigur că sunt importante modelele, cum erau, ai modele, părinți, și așa, nu mai ai modele, pentru că modele sunt mediatice și acelea se numesc fluide. Că acolo nu ai un model, ai sute, mii. Și alea n-au logica realității. Au logica filmului. Sunt la dă bine, alea nu muncesc, banii vin de undeva. Alea n-au grijile astea, au niște conflicte legale, sunt lucruri false. Și atunci copilul ce învață de acolo? Pentru că noi, în dezvoltarea noastră mentală și sufletească, suntem legați de narațiuni. Tot ceea ce se întâmplă în viața omului poartă această amprentă a narativului. E o poveste. Și părinții mei trăiau așa. E o poveste. Și bunicii mei erau așa. Și vecinii mei erau așa. Și noi așa am obișnuit. Noi așa făceam. Astea toate sunt niște narațiuni. Din păcate, astăzi narațiunile sunt furnizate de media. Fluxul narativ de acolo este atât de mare că estompează aproape orice narațiune din lumea reală, care este importantă și esențială pentru dezvoltarea identității copilului care va fi viitor om. Identitatea, știți cum este? Spun câteva cuvinte. Este fundamentul pentru tot ceea ce facem noi. Dacă n-ai identitate, n-ai obiective. Că nu știi cine ești. Eu asta citeam acum 25 de ani în studiile culturale din state, cum că apăruse problema asta anomiei, că nu știu cine sunt. Și ce vedem asta sunt consecințele. Că sunt deja în mea noastră generația, nu știu, X și Y și Z, Delta, nu știu ce generație este acum, Alfa, nu știu, așa. Ci că în state 20% din generația nouă se consideră trans. Da, sunt nouă după ești, 20%. Statistică. Ci că românii sunt pe ultimul loc în lume. E o chestie îngrijorătoare. De-aia adică se va concentra mai mult asupra acestei teme. Și se fac eforturi. Dar avem noi rezistența asta, că nu merge. Avem și mulți mucenici care au trecut în închisorile astea comuniste și cred că rugăciunile lor mai frânează toată avalanșa asta de rău care vine sub la noastră. Deci identitatea este ceea ce sunt eu. Sunt bărbați, femeie, sunt creștin, sunt copil, sunt adult, sunt din neam bun, sunt din neam prost, sunt ceva, vreau ceva în viața asta. E, nu poți să-ți construiești o acțiune dacă nu te sprijin cu identitate. Și familia mea este o mea să-i dezvolt o identitate. Dacă familia ta nu mai contează, e experiența mentală a copiilor, dacă este cuplată la fluxul acesta de narațiuni TV, calculatorii, ce vreți, că sunt o mulțime, sau chiar pe TikTok, tot aia este, toate sunt aceeași reguli. Așa? El nu se-și putea dezvolta o identitate. O altă problemă pe care o am și pe care tot am văzut și o închei și cu asta acum, este identitatea asta de gen. Că nu mai știu ce sunt. Normal că nu mai știu ce sunt. Pentru că tu îți dezvolți identitatea de gen prin experiențele de gen.
Fetița se joacă cu o păpușă. Păpușa întotdeauna era ce? O fetiță. Astăzi păpușile nu mai sunt fetițe. Pentru că ea și-a dezvoltat în jocul ăla de roluri conștiința de mămică. Ea făcea experimentul de a fi mămică. Ce o femeie care naște copii și are familie. Au băgat păpușa Barbie. De ce crezi că au băgat-o? Și întâmplător, nu. Pentru a opera o mutație. Cu păpușa care domnișoară, fetița nu mai poate să joace rol de... Ea o face, dar e o presiune a modelului. Și fetițele nu mai stau cu păpuși așa de mult. Experiențele lor încep să se diminueze. Ea apare telefonul mobil, am și eu unul și vi-l arăt. Deci apare telefonul mobil în viața lor și văd când merg pe stradă, în cărucior, pe că n-avea 6 ani, da? Un telefon sărac era mai mare decât capul ei. Și ținea așa. Avea un suport de acolo și stătea așa săraca. Și mă gândesc, mă, dar părinții ăștia ce au în cap? Pete solare, n-au ceva. Important este că această lipsă experienței la băieți, pe ce îți crește, îți dezvoltă bărbăția? Luptele, riscul, efortul, dorința de a apăra, de a lupta pentru ceva. Deci sunt lucruri care nu au nevoie băieții. Când văd pe oameni că lasă să nu facă aia, să nu se murdărească, nu poți să se murdărească dacă e băiat. Păi, dar ce este pentru lucrurile? Dar nu-i spune, dar nu are cum să dobândească niște experiențe fundamentale pentru devenirea lui ca bărbat, dacă el nu are această posibilitate. Că și părinții, înainte lucrurile erau naturale. Copilul pleca să-i nici un dezbrăcat afară, toată ziua era pe nu știu ce, îi se întărea și dacă făcea mai frig, îi se întărea și imunitatea și circulația sângelui. Nu stătea nimeni când se îngrijească, se murdește, nu le murdește, s-a suit un copac, a căzut sau a căzut și nu știu. Nu, e reclătenit, se rupea piciorurile, le sfișele, asta era. Eu când țin minte că eram mic, eram la țară și mai fi când era când îmi tăia piciorul să mă vadă mai cum mă bătea. Nu, altfel, mă duceam la bunicul și îmi punea sare pe rană și plecam niște mai departe. Dar zic, dacă mă prinde, iar mă bate. Și asta era. De acum, avem aceste experiențe. Sunt foarte importante, dincolo de orice. Ei nu, pentru că ei stau foarte mult. Aceasta nu este o experiență nici măcar umană. Vizionarea TV, vizionarea calculatorului și ochii în smartphone nu este o experiență umană, pentru că este una delocalizată spațiu-temporal. Nu sunt aici și acum. Mintea mea este undeva și trupul meu este aici. În general, este recomandat și în viața duhovnicească să faci lucruri în care mintea stă, rămâne în trup. Nu fuge pe câmpiile imaginației, că nu dezvoltă normal mintea. Și copiii stând pe chestiile astea, fetițele și băieții, se rezistă la o vârstă, ei nu știu cine sunt. Că nu au experiențe particulare, specifice genului lor. Nu s-au întărit de-a lungul timpului. Aceste experiențe la băieți de crește testosteronul, pentru că băiatul face un comportament de risc sau se luptă să apere ceva, îi crește testosteronul. O fetiță, când o ia în brațe pe o mămică sau când are o chestie de cingășie, îi crește estrogenul. E exact de important hormonii aceștia la dezvoltarea noastră și mentală, și emoțională, și trupească, că la fete, dacă le crește testosteronul, nu mai au forme de fată și nici mentalitate de fată, dar la băieți, dacă le crește estrogenii, nu mai au nici pilozitate, nu mai au nici mușchi, se uită și mai bleg așa, pentru că creierul se dezvoltă în funcție de androgeni. E foarte important. Acum știți că și aleg identitatea și sunt țări deja în lume și o să fie și mai probabil în 50 ani, în care dacă te opui, adică ea apară fantasme în mintea copilului și dacă te opui, te arestează. El trebuie să înceapă un tratament de schimbare identității. Ce înseamnă tratamentul ăsta? Este un tratament hormonal. Adică îi se dă, la o fată îi se dă testosteronul și la un bărbat îi se dă. Eu ce? Care este efectul? Îi tâmpește. Poftim. Păi se fac. În străinătate se fac. Și la noi? Da, și la noi. Îi tâmpește. Pentru că în dezvoltarea corticală, băiatul, după o anumită vârstă, are nevoie de testosteron și alții androgeni. De androgeni. Nu are, nu se dezvoltă bine. Și cum vă spun că se uită tâmp, nu vă spun ca să-mi bag joc de cineva. Asta e realitatea. Că săracii sunt, organismul lor este bulversat. El nu așteaptă asta.
Orice ar face băieții, nu pot schimba faptul că femeia are un cromosom X și altul X și bărbatul are un X și un Y. Deci, din punct de vedere al naturii genetice, bărbatul e complet diferit de femeie și funcționează altfel decât femeia. Și el trebuie să aibă parte de acele experiențe care îi pun în valoare bărbăția ca să se dezvolte ca bărbat. Nu vorbesc de faptul că alimentele care sunt pline de pesticide, pesticidele au structură de estrogen. Îi afectează. Soia modificată are mult estrogen. Afectează. Ftalații din sticlele de plastic în care se gapă au structură de estrogen. Atacă receptorii de estrogen și dau senzația că e mai mult estrogen și atunci dau un semnal estrogenic. Luați așa alimentar, noi suntem bombardați cu niște substanțe care sunt estrogenice, de aceea bărbații nu se mai dezvoltă normal. Dar dacă ei ar avea experiențe, generarea lor s-ar produce pe alte căi. Care experiență de bărbat, nu o experiență androgină. Stai cu unul ăsta în față și nu mai știi cine ești, eu nu știu cine sunt. Și nu spune nimeni problema, dar de ce nu știe el cine sunt, că cine este? Că noi știam cine suntem și nu ne-am pus vreodată problema că nu știm. Nici măcar nu cred că era o nebunie să te întrebi așa ceva. Mai e un lucru. Toată explozia asta de desfrânare are o chestie foarte interesantă. Pe băieți îi feminizează și pe fetele masculinizează. Toți cei care sunt prizonierii, și nu și mai departe, au problema asta. Pe băieți îi feminizează. Ei nu mai au. Că de-aia băieții de care la început sunt impotenți. Pentru că polania putea să l-au afectat. Le-a scăzut testosteronul. Nu se mai dezvoltă, ca bărbați. Foarte interesant. M-am văzut și odată niște studii și am rămas uimit. Cum a rânduit Dumnezeu natura asta? Că, în general, și să nu gândesc că e numai la copii asta, și la adulți. Desfrânații, bărbații au nivele mai mici de testosteron și femeile au nevoie de nivele mai mici de estrogen și mai mari de testosteron. De aceea, astea care sunt, că ele sunt cu nu știu ce, cu altele de fapt, apa lor, au dat testosteron foarte mult. În studii. Nu glumim aici, astea sunt studii. De ce? Pentru că sunt comportamente care nu... Da. În fine. Deci, vreți să aveți copii normali? Oferiți-le experiențe normale. Și eu tot recomand la băieți lupte greco-romane, poate o scrimă, dar cine se dea și cu cum? Să se lupte, să se bată. Niciodată o băiat de ăsta nu o să ajungă cu probleme de identitate. Se ia de tine dacă îl confunzi. Niciodată. Dar el trebuie să aibă o experiență dură. Nu așa, protejați, mutați, ai, când vrei, mama, și ce, nu știu ce. Sau nu cresc ca niște bibelouri și nu știu cine sunt. Că nu au avut experiența normală. În general, cultura aceasta în care trăim, publicitatea, cultura de consum, distracția, care distrage și se opune culturii muncii, ca organizează. Tot ce a creat omenirea este pe entropie negativă, adică organizează. Și tot ceea ce produce păcatul este pe entropie pozitivă, dezorganizează. Păcatul dezorganizează viața omului sub toate formele de manifestare a păcatului. În timp ce familia și toate astea organizează. Familia, formarea copilului, educația copilului și mai departe. E bine, din păcate, cultura care primim este centrifugală, adică dezorganizează. Publicitatea, consumul, distracția, distrage. Că și asta spune distracție, vine de la distragere. Te distrage. În loc să fie mintea adunată, mintea risipită. Și unde e mintea risipită, orice poate să intre în ea. Nu, părinții părinți vorbesc despre lucrul acesta foarte mult. Că împrăștierea minții este una din cauzele tuturor. Izvoarele tuturor păcatelor. Înțelegeți? Publicitatea, de pildă, hrănește ego-ul. Tu ești cel mai important, ție se cuvine, trebuie să mănânci, faci să trăiești, nu știu ce. Și avem o lume de oameni cu un ego super hipertrofiat. Hrănește individualismul. Nu te mai gândești la de lângă tine. Te gândești doar la tine. Am fost recent, săptămâna trecută, la pe lângă Bruxelles, Liege. M-am uitat pe stradă la oameni așa, am și obicei să-ți mai... Tinerii mai erau cum erau, dar ăștia mai vârstnici. Dumnezeu, se uitau prin tine. O privire dincolo de zâmbetul ăla și o politețe așa, o privire puțin sticloasă. Și eram, s-a părut acolo un duc de, nu aș vrea să îl reșesc, dar așa am simțit eu, un duc de însingurare, de individualism.
Eu cu mine. Și sunt pline azilele de oameni cu Alzheimer. Pline. După, și normal mă gândesc. E normal. Dacă nu ai sentimente, nu ai prietenii, nu ai pentru ce să lupți, nu ai pentru ce să trăiești, nu ai dragoste, ce sens mai găsești pentru viața asta? Și creierul se descompune. Sigur că și la noi poate să intervină, păstrez, până și nu știu. Dar e cu tot o altă cauză și cu tot o altă probabilitate, deocamdată. Dacă ne îndreptăm către acea lume, așa cum ajung și noi. Chiar îmi spunea cineva care eram, cea mai bună afacere rămâne la zilele, deși la COVID le-au golit, s-au umplut din nou. E un dezastru. Și am uitat să vă zic și trebuie să vă zic că la sfârșit o să aștept câteva întrebări la dumneavoastră. Nu știu ce, cred că este și niște pixuri sau hârtiuțe pe aici, dar să aveți în vedere lucrul acesta. Voi răspunde cu bucurie. Nu mai să fie întrebări legate de subiectele care le avem în vedere. Nu știu ce vreau să vă spun, că vreau să spun ceva, dar mi-a sărit din minte că mă tot întorc la către unele și către altele. Supra-solicitarea aceasta, supra-stimularea. Avem impresia că stimularea îl ajută pe om. Da, sunt stimuli care ajută, dar când stimulii sunt prea puternici, fie că sunt gustativi, fie că sunt mentali, fie că sunt vizuali, produc o supresie a organelor, a minții, a gândirii. Din nefericire, această supra-solicitare îi face pe copii pasivi. Aici, bine, ecranele sunt campioane, pentru că ecranul este, oferă un stres permanent minții. Acolo e multă violență. În imagini, în schimbări de planuri, chiar dacă n-ar fi violență ca acțiune, este o violență ca manifestare. Și creierul o percepe ca o violență. Copiii, obișnuindu-se cu acele medii, nu se mai pot insera ușor într-un program de viață normal. Eu nădăjduiesc ca copiii de aici din sală să nu fie expuși la aceste. Mă recent vorbeam cu cineva și mi-a zis despre un general de armată Mossad. Mi-a zis, domnule, am avut o discuție și mi-a zis că la ei acolo până la 16 ani copiii n-au voie la smartphone-uri, doar la telefoane cu butoane. Și mi-a zis, uite, domnule, ce lucru minunat, că nu au voie deloc, adică nu au. Și a întrebat, de ce? S-a constatat că afectează dezvoltarea creierului și nu ne permitem lucrul ăsta. Bravo, noi ne permitem. La noi chiar recomandat în România. Am avut discuții cu un oficial român și am spus, nu e posibil, domnule, în Grecia nu ai voie cu telefonul în școală. La noi, la România, și la noi sunt câteva sute de școli. Mă gândeam, de unde le-a scut domnule sutele de școli? O fi câteva private. Dar nu, că noi lăsăm libertate. Ce libertate lași? Copilul are libertate dacă eu îți ție drog acum în pahar și îți dau o săptămână să bei. Crezi că peste două săptămâni vei mai fi liber să consumi sau nu? Nu, vei consuma, că ești dependent. Creierul tău a fost educat. Așa și cu smartphone-urile. Ele sunt mijloace inteligente. Și fiind inteligente, îl fac dependent foarte ușor pe copil. Pentru că ce poate un mijloc inteligent mai mult să ceară de la un copil? Atenția. Și fură atenția și copilul se pierde. De aceea vă recomand până la 16 ani, nu le dați mijloace. Pentru că dacă faceți lucrul ăsta, o să mulțumiți. Dacă nu, o să vă plângeți toată viața, pentru că sunt tot mai agresive. Erau copii tot mai agresive, tot mai inteligente. Știu exact ce se facă cu creierul nostru. Din câteva apăsări de buton, știu exact unde ne aflăm. Și ne dă ce ne place. Și constată ăștia la Harvard că merge semnalul pe o zonă din creier care dă ușor dependență. Pentru că mesajele sunt foarte adaptate interesului tău. Deci asta e tot secretul. Să te citească și să-ți răspundă ca atare. Când ești pe TikTok, următoarele filmuleți este referitor la... Eu urmăresc tot acum. Tot. Vorba cuiva. A plecat de la duhovnic și când a plecat pe nu știu ce mașină, a văzut pe telefon o predică cu părintele lui, părintele de la care a plecat. Și nu, telefonul fusese doar în geantă, nu vă imaginați. Dar așa funcționează lucrurile. Ceaușescu era condamnat că urmărea 100.000 de oameni. Acum nu știu dacă scapă 100 sau 1.000 să nu fie urmăriți.
Mă iertați de o intervenție. Am putea asocia abrevierea AI, care se traduce prin inteligența artificială, cu alta abreviere, anti-Hristos, anti-Iisus, că funcționează, se vede. Noi putem să facem orice asociere, mai cu seamă că lucrurile, din păcate, în direcția asta, știți că inteligența artificială, efectul ei va fi clar de înlocuirea omului. Să nu vă imaginați că vor mai fi în viitor medici, doar că preotul nostru poate, că nu poate să sfințească darurile mașina, dar medicii o să îi înlocuiască. Profesorii cred că o să îi înlocuiască într-o mare măsură. În general, se poate ca ele să prindă, cât ele vor prinde mai multă putere în societate, și sunt mulți oameni care, cercetători în domeniul bioeticii, constată că este pericolul să înlocuiască omul și să nu mai fie nevoie de oameni. De-aia nu și vaccinează, pe asemenea, entuziasm. Poftim? Nu e vorba de sentimente. Pentru că îi pun problema diagnosticului bazat pe analize. Ce empatie? Că eu vă spun acum cum merg lucrurile și în medicină. Din nefericire, medicii sunt obligați în 15 minute să facă și anamneză și diagnostic și niște analize să dea și să spună de lucru că trebuie să urmeze următorul. Că asta este presiunea economică pe care îi impune. Și atunci medicul sărac, cât mai poate să empatizeze în alea 15 minute? Vă spun 20 cum funcționează medicina astăzi. Din nefericire, da, eu sunt de partea dumneavoastră. Eu sunt convins că așa este. Dar se lucrează la reducerea empatiei la nivel general al societății. Și uite că am ajuns la empatie. Nu știam, dar mă tot uitam pe aici și nu știam și dumneavoastră mi-a dat ideea. Vă mulțumesc frumos. Nu știam de ce trebuie să vorbesc de empatie. Eu mă reprimă cu empatia. Eu cred că e una din cele mai mari probleme în societatea noastră. Pentru că dacă copiii au probleme cu atașamentul acela de care am spus, insecurizant, care este evitant sau anxios, asta se pot dezvolta. Mai cu seamă în contextul jocurilor pe calculator, care sunt experiența violenței, a pornografiei, care este experiența a bajocoririi celuilalt om, și scade nivelul de empatie la acești tineri, la acești oameni, mai cu seamă că sunt tot mai mult pe telefoane, nu mai au experiență față către față. Ei nu antrenează, nu cunosc foarte bine limbajele non-verbale, care înseamnă peste 50% din comunicarea interumană. De aceea, când stau împreună, eu stau pe telefon. Că nu am putere să fac altceva. Empatia este o forță care te face să simți aproape pe celălalt. Să-l poți asculta, să-l iubești, să te doară pentru el și ne face să pe toți să ne simțim ca în familie. În momentul în care dispare empatia, ai senzația că te afli în junglă. Că poți fi oricând atacat. Pentru că nu-ți mai dă siguranță relația cu omul de lângă tine. Simți că nu... Îți dau exemplul acesta pe care mi-a dat, care mi-a apărut într-un an de conferințe pe la Arad, cu un băiat mi-a zis că unii colegi de-a lui plecat în Portugalia la un ceai ce făcea acolo, un băiat de acolo zice că îi oferă 100 de euro numai să ascultă o oră. Păi de ce a zis el? Te asculti așa, nu îți bag banii ca să mă asculti o oră. De ce? Că avea o capacitate mare de empatie. Tinerii astăzi nu mai are cine să-i asculte. Că ei, unii pe alții, nu se-au să mai asculte, că sunt, au slăbit empatia. Empatia este una din măsurile umanității noastre. Înțelegeți? Cât ar fi de mare criminalul, empatizează cu copiii. Cât ar fi de mare criminal, are un nivel de empatie, are și acolo scară. Am prezentat în televiziunea efectele televiziunii asupra minții umane, acest exemplu. Că la un moment dat, într-o școală din America, a intrat un băiețel cu armă în mână și și-a împușcat, nu știu, câți colegi în cap. Și ăsta, un major de trupe speciale, face o analiză și îți spune, la mine, în trupe, nu știu cât ar putea să facă treaba asta. Pentru că cea mai mare problemă nu este să țintești, ci să nu ai niciun fel de tremur în a pușca un om și a omorî, să nu ai nici măcar un recul mic, ci orice om, când face, se îndreaptă pe are o reținere. E suficient ca să iasă din obiectiv.
Dar copilul ăsta, antrenat cu jocuri violente, a intrat, pac, 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 pac. De ce? El nu mai are empatie. El nu... Am fost și la o pușcărie la Târgu Mureș. Și de adolescenți. Să le vorbesc. Într-un context. Și intru într-o celulă, văd niște băieți acolo, văzut eu destul de volubil, așa. Păi, ce căutați aici? 15 ani. Păi, am omorât. Acum ați omorât. Cu un bătă de baseball, eram cu doi prieteni și l-am bătut pe unul altul și l-am omorât. Păi tu când ai dat așa, nu vedeai că cu se sânge? Păi da. Și nu te-ai gândit că doare? Nu. Băiat de polițistă. Nu contează ce este. Dar adică era un copil care ar trebui... De ce? Jocurile te transformă într-un monstru. Pentru că mintea omului, încă o dată, nu deosebește experiența reală de una imaginară. S-au făcut studii pe percepția mesajelor din media și deși toți spuneau, 95% spuneau că considerau că este ficțiune, 80% spuneau că pentru ei sunt modele pentru viață. Deci dacă știi că este ficțiune și totuși este model pentru viață, de ce? Pentru că acele narațiuni primite în subconștientul tău vor opera comportamentele care ele au codificat. Orice narațiune are un comportament codificat. Nu crezi că e vreo narațiune la televizor sau în mass media care să nu aibă codificat un comportament. Toate au codificat de comportament. Și dacă acelea sunt asimilate, ele vor crea acest răspuns de a deveni violent într-un context anumit. E bine, revin la empatie. E o mare problemă cu tinerii de astăzi. Îmi spunea cineva în Canada, dacă stă și păzește, sunt și omoare între ei. Păi cum asta? Și că nu copii mari, copii mici. Și doamne, pentru că nu mai au... Știți că există o forță care te face să nu fii, să te oprești undeva. Ei, la copiii care se erodează această sensibilitate, pe care copilul are de foarte mică în el. Deci asta e un lucru care omul o are, crește, se dezvoltă sau se distruge. Experiențele acestea, și cele mai dure sunt jocurile pe calculator și așa, pornografia, dar sunt și celelalte. Când stai foarte mult și n-ai experiențe de interacțiune umană, ce vor spune mai devreme? Că tinerii de astăzi nu au experiențe reale, care să le genereze totul, printre identitate și altele, și empatie. Capacitatea, ca să comunici non-verbal, poți să faci un semn. Ei nu mai sunt capabili, că nu percep al altul. Nu se percep pe sine într-un chip afectiv și emoțional. Deci sunt niște mutații la nivel emoțional foarte mari pe care le stimulează această experiență. Nu știu dacă așa se vrea, probabil că se dorește și lucrul acesta printre altele. Eu nu pot să spun ce se vrea, spun ce văd că se întâmplă. Dar la cum funcționează lucrurile, cred că se doresc deja multe lucruri rele să se întâmple. De cazul este că acești tineri care, eu am mai vorbit acum, nu știu, am avut o conferință și n-aș vrea să mă repet cu... Dar o să vă zic câteva lucruri despre treaba asta. Totuși, internetul și telefonul sau smartphone-ul este cel mai periculos lucru pentru copiii astăzi. Cel mai periculos. E ceva ce nu nici mă putem imagina cât de mult îi distruge copilului. Sunt copii care la 4 ani sunt autiști, fără să-i fost pe temă de vaccinare. Există și un autism generat de această medie. Dacă în primele ani de viață, când se dezvoltă anumite lucruri noi, se numesc ferestre de oportunitate. Acele experiențe, cea experiență care este inhibitorie pentru cortex, nu se dezvoltă. Tot ce m-am spus acum, identități și mai departe, toate lucrează și la nivelul acesta neuropsihologic cortical. Că suntem suflet și trup. Orice se întâmplă la nivel sufletesc și psihologic are o amprentă la nivelul nostru cortical, rămâne. Dacă avem niște neuroni oglindă, când vezi că cineva face un gest, ăștia înregistrează și poți face și tu gestul imediat. Poți imita. Învățarea prin imitare se bazează pe acești neuroni oglindă. Au fost descoperiți, mai smește mai mulți avem, mai mulți face. Așa mai e dat de denumirea. Pentru că sunt de imitație. Orice vedem, ne imprimă narativ ca și cum noi am fi personajul, prin niște funcții, identificare, proiecție și așa mai departe. Deci, așa se învață creierul copilului cu aceste mesaje. Pe urmă,
aceste timp petrecut în fața ecranului afectează dezvoltarea cortexului prefrontal, care se dezvoltă cel mai târziu și până la 20 de ani. De aceea băieții devin agresivi pe la 16, 17, 15, 16, până la... De ce? Pentru că crește testosteronul prea mult și centrii de control sunt mult mai jos. Ei se finalizează cam la 23, 22, 24. Și atunci, la nivelul ăla de comportament de risc, îl controlezi pentru că s-a dezvoltat bine cortexul prefrontal. La femeie nu este chiar așa, este că nu are comportamentul de risc, că nu are testosteron mult, nu are comportament de risc. E bine, de cazul este că acest telefon sau această expunere, știți cât se expun copiii astăzi? Acum vreo 20 ceva de ani în America erau 9 ore pe zi la media video, 9 ore pe zi. Acum s-a ajuns la mult mai mult, s-a depășit 11 ore și cred că și România a ajuns la 9 ore. Asta este o experiență care va distruge atenția, creier, concentrarea, motivația, planificarea, organizarea, toate funcțiile de control, inclusiv controlul emoțiilor și al sentimentelor. Și asta trebuie, totul trebuie controlat. Tu de-aia ești om. Omul controlează. Animalul nu controlează. El se bazează pe instinct. Omul se bazează pe cortexul prefrontal. Și din nefericire, ăsta distruge cortexul prefrontal. De aceea trebuie să păziți copiii de așa ceva cât se poate păzi. Nu știu. Pe urmă este singurătatea. Dincolo de faptul că sunt prezenți în media socială foarte mult, oamenii și tineri sunt tot mai singuri. Și sentimentul acesta al singurătății este foarte apăsător. De altfel, copiii sau adolescenții astăzi sunt aproape bătrâni. Organic sunt neputincioși, psihologic sunt neputincioși, au însingurări, n-au dragoste de viață, n-au bucurie de viață, trebuie să-i stimulezi cu băutură, cu droguri, cu nu știu ce. Și asta este o mare problemă. Sunt foarte singuri, tocmai datorită lipsă de empatie, tocmai datorită faptului că nu au relații directe față către față, ci au relații mediate pe media socială sau pe internet. Media socială este la asta foarte, foarte prezentă. Și asta funcționează, tot așa au descoperit la Harvard, că crește nivelul de dopamină și de dependență. Sunt dependenți. Deci tot ce înseamnă media socială au niște algoritmi care nu fac altceva decât să creeze dependență rapid și să-l supună pe individ mesajelor care vor fi furnizate. De aceea sunt mijloace de control a gândirii și conștiinței umane. Nu știu ce să vă mai zic. Mă opresc aici. Sunt o mulțime de lucruri care sunt. Toate necazurile astea care au apărut formează oameni cu neputincioși. Și eu mă uit și mie atât de milă de tine, de noua generație, că ei săracii nu știu ce se facă. N-au nicio vină. Sunt atrași, sunt seduși, se simt bine la început și formă tot mai depresiv, tot mai rău, tot mai rău. Și vezi că nu mai poți să facă nimic. Sentimentul inutilității este unul din cele mai periculoase în viața asta. Spun psihiatric, e una din primele cauze ale bolilor mentale. Că bătrânul, când iese la pensie și nu mai are nimeni nevoie de el, foarte repede se degradează mental. Omul simte nevoia să fie util. Și într-o pereche, de multe ori când moare celălalt, unul moare și celălalt în proporție de 20% într-un an de zile. După statistici. Și una din cauze este faptul că celălalt îți dădea un sens. Omul are nevoie de sens. Tinerii aceștia au nevoie de sens. Ei nu mai au nici sensul identitare, nu mai au nici neamul ca sens, nu mai au nici dragostea ca sens, nu se mai iubesc. Nici băieții cu fetele, nu mai sunt iubiri romantici. Tu când iau pe ăștia, când merg pe taxi și când au pe cum mi-o răită de aia, cum îmi dă, că nu este obișnul obligat să-l asculți. Dragoste, dragoste, ce dragoste mă, frate? Vorbiți de dragoste, vei mai vorbiți de dragoste, că schimbați partenerii cum schimb eu jurat. Nu mai există dragoste. Nu imaginam să ajung vreodată faptul că să deplâng faptul că nu mai văd un băiat sărutând o fată pe stradă. Și mi-a fost dat acum vreo două luni să trec cu mașina prin undeva, printr-o intersecție și era un băiat care sărută o fată. A, ce bucuros am fost, i-am spus la colegul meu, uite, repede. Nu mai există așa ceva. Și cam o să ajungă ca în rezervație. Deci, uite, sunt unii care se iubesc
se pun în rezervație, să vedeți cum a fost odată omenirea și se iubeau băieții cu fetele și se și îmbrățișau. Nu se mai îmbrățișează, normal, nu. Trebuie lume serioase, dacă au chef să le facă, dacă nu e altceva mai important. Deci, din nefericire, eu nu aduc vești foarte bune. Lumea în care se formează astăzi și suntem și noi vinovați că nu am strigat mai tare și nu strigăm, e foarte nefericită. Foarte nefericită. Acești tineri sunt foarte nefericiți. Faptul că nu se simt utili, că nu pot să facă mai nimic, că le e greu, că le spun tot timpul, băi, ajută-ți copilul, pune-l la greutăți de mic. Că în viață o să dea de greutăți și acum, cât ți-a venit? 10 ani? De la 4 ani în sus, copilul, pune-l să facă ceva. Să ducă farfurile, să spele ceva, să facă ceva. La 4-5 ani este foarte dispus să ajute. Cu cât înaintează în vârstă, este mai puțin dispus să ajute. De ce îi dezvolt niște abilități și de prinderi de acum, pe care o să aibă toată viața și va aminti cu bucurie când ducea farfurile și le punea pe masă? Și mie tot mi se reproșează, lasă, dragă, că sparge farfurile. E cât o să spargă? Una, două, trei. Investiția e mult mai mare. E mult mai mare pe care o faci în educația lui. O fetiță, băiatul să aibă și el, nu mai există responsabilități. Marea problemă a bărbaților noastre este lipsa de responsabilitate. Una din marele probleme. De-aia, dacă femeia răsăcinată, naște un copil, are probleme copilul, a plecat. Și ea rămâne și vine de la clinică cu un copil cu autism, și cu alt copil cu autism, doi copii cu autism mare, și soțul nu a plecat. Și cum creșteți, doamnă, cu doi copii cu autism? Ce greu, greu, greu. Și greu. Nu e greu. E îngrozitor de greu. Și mă uit la copii, la fetițe și mă gândesc, bă, dar cu cine o să se mărite fetele astea? Că nu mai sunt bărbați. Nu, nu e glumă. Eu vorbesc foarte serios. Am contact în multe sfere așa și constat că bărbații sunt bărbați în dispariție. Deci, competențele sau capacitățile doar de bărbați. Și avea dreptate, domnul, dar făcea armata. A venit unul la mine și mi-a zis, domnul, deci măcar armata dacă puteam să facă. M-am gândit să intru la armata, dar unde să mă duc la armata? Că știa dacă mai... Nu mă las să fac armata așa, doar dacă intru ca soldat, ca militar. De nu vreau să fiu militar, vreau doar să fac armata. Că uite, n-am crescut fără tată și nu știu să mă port acum, trebuie să mă căsătoresc și nu știu să mă port cu soție. Și într-adevăr, modele acestea parentale sunt fundamentale. N-ai de gând, n-ai de ce, măcar pentru copii rămâneți împreună. Stai și las. N-ai ce face. Sau, măcar, dacă te-ai despărțit, nu-ți demoniza soțul sau soția, pentru că niciun copil nu va fi fericit în lumea asta să aibă un tată sau o mamă, o bestie, nebun sau nu știu ce. Va zice că și el are o problemă. Nu. Nu ne-am împăcat. Atât. Nu e bine. Deci trebuie păstrat o relație care pe copil să îi pare pe ani totuși o familie. E foarte importantă familie. Ce să mai răspund? Noi români avem chestia asta, că ne simțim ca familie în două minute. Mergi în străinătate, să ai 20 de ani în bloc unii și nu are nicio treabă cu ei. Toate experiențe mi se povestesc că rămân șocat și uimit. Iar cu român mă întâlnesc cu el, în două minute schimbăm că ne întâlnim și că facem nu știu ce împreună. Ca în familie, da, pentru că românii au încă duhul ăsta al strămoșilor creștini, că spune Dorotei Sfântul, că Dumnezeu e ca soarele și oamenii sunt ca razele și ești mai aproape de soare, cu atâta și mai aproape de ceilalți oameni. Asta e logica. Cât de apropiat mai mult de Dumnezeu, cât de apropiat mai mult de ceilalți. Dacă mă întrebați de soluții, că vă dau în Dumnezeu, Domnule, ce soluții ne dai? Ce soluții să vă dau? Că nu dau rețetele. Dar eu vă spun atâta. Știm niște lucruri, facem ce depinde de noi să fie mai bine. Nu le dăm acele mijloace. Sub nicio formă copiilor să se joace cu ele, că nu sunt jucării, sunt mijloace inteligente, sunt niște vihănii care le fură, le ia sângele, le fură gândirea, îi vampirizează. Nu glumesc. E o realitate, că din moment ce mintea ta va fi toată absorbită în mediile respective și tu nu mai știi de tine, că românul știți cum are mult foarte mult chestia asta, vorba, mă uit la televizor. De obicei îți spun oamenii că se uită, că văd televizorul. Românul are că se uită, adică mă uit pe mine în fața televizorului, uit de mine. Deci cam asta este sensul. Uiți de tine și ăla face ce vrea din mintea ta, din sentimentele tale, este prelungirea gândirii tale și la un moment dat te vezi că ești neputincios.
parcă mi-a băgat ceva, o defericire în suflet. După ce am terminat, zic, parcă viața mea e tristă și mohorâtă, monotonă, nu ca acolo, niciodată nu fi acolo. Mai ales la luminile astea și la ce are. Creierul se amprentează foarte puternic, mai puternic decât de realitate. Că sunt ecranele astea noi și la rezoluție mare, domne, parcă se lipesc, am văzut și eu unul, dar se lipesc de creierul tău. Și măi, se apare mai real decât realitatea. Și într-adevăr, stai mult acum, nu mai am stat în lumea reală. Deci, în primul rând, să-i ținem departe. Doi, să le oferim multă afectivitate, multă atenție. Și aceasta poate să fie cu Dumnezeu în spate. Pentru că dacă avem harul lui Dumnezeu, copilul va simți ca acasă și va dobândi gustul harului. Dar asta nu se face așa, că mergem la biserică și atât. Nu, trebuie să avem o viață mai atentă. Și de rugăciune și de așa. Cred că asta este soluția. Nu văd alte soluții. Copiii trebuie să muncească de mici. Cât pot ei? Că avem nevoie, că nu avem nevoie de munca lor, e important să facă eforturi. Trebuie să le lipsească câte ceva. Să se lupte, să învețe în viață că trebuie să se lupte pentru a obține ceva. Nu au totul așa. Nu. Nu merge. De aceea trebuie autoritate din partea părintelui, consecvență. Ai spus o vorbă, vorbă este. Eu nu suport treaba asta. Vrei spune o vorbă și peste Domnul te face altceva prin surprinezi tu însuți autoritatea. Autoritatea e foarte importantă în dezvoltarea copilului, pentru că orice faci, construiești pe autoritate. Ia uite ce bine, e lumină. Mie îmi place lumină. Eram tare trist. Deci trebuie să aibă autoritate. Părinții spune autoritate. Ei înșiși sublinează autoritatea. Comportamentul moral al părintelui este un factor de autoritate. Demnitatea părintelui, factor de autoritate, credințele părintelui. Dom'le, cred în neamul ăsta, cred și eu, uite, avem strămoși ăștia care au fost niște oameni excepționali, toți strămoșii noștri, în general, suntem într-un neam foarte bun. Vă mirați de ce românii sunt atât de bine în lume, să zic, la inventică, la limbi străine, la nu știu așa. Spun inteligent. De ce? Avem o genetică bună. Genetica se dezvoltă în neam. În 3, 4, 5 generații. Dacă ai oameni cum sunt așezați, creează o genetică bună. Nu toate neamurile aceste genetică. Nu. Eu vă spun ca un care am umblat. Nu înseamnă că dacă faci mașini ca neamțul, ai genetica bună și ești. Că poți să ai o problemă emoțională. Românii sunt foarte calzi, foarte inventivi, ușor adaptabili. Laud și românii, pentru că nu-i mai laudă nimeni. Toată lumea spune că suntem un popor de idioți. Păi dacă pe mine mă convingi că sunt un popor de idiot, nici nu se fiutește niciodată, nu se mai fac nimic. Pentru că cei care controlează destinul României, nu au interes pe românii să facă ceva, că le portă ei în umbră.